Voi doi ce faceți? Bine, și noi pe aici. Și voi pe aici? Am ceva de discutat cu voi. Dar trebuie să plecăm un pic, trebuie să mergem în casă. Haideți cu mine. Te rog, dă-mă, mi-a picat la valiera. O țin aici. Vino încoace, hai! Avem o vizită surpriză pentru voi, hai că v-ați speriat! Cine e acolo? Ia spune-ne, Vlad, repede, că noi nu știm! Cine e acolo? Mama, Mamaia și... Mama, Mamaia și... O măsută de-a mea! Sărmâna! Bună ziua, bine ați venit în casa Mireasa! Bine, să sănătoasă! Băieță, mă ador de tine, să nu uită-mi totuleți, să culeci și eu. Știți că peste... mă bucur că... că vă văd peste două zile este ziua lui Vlad. Nu? Haideți să ne așezăm un pic. Haideți să vă așezați acolo pe canapea. Bine ați venit în casa Mireasa, vă spun oficial. Să știți că i-am luat așa... în surprindere. I-am luat foarte dur. Hai așa, așează-te lângă mama, Vlad. I-am luat așa foarte dur, le-am spus... Și pe-aș fata. Veniți aici că trebuie să, trebuie să vorbesc ceva cu voi. Vlad, peste două zile este ziua ta. Da. Și uite ce surpriză ai de acasă. Cătălina, bunica, mama și mătușa. Că n-ați apucat să... Mă bucur să vă întâlnesc. El Viroaica, ce faci? Cum îi spui tu bunicii? El Viroaica. El Viroaica. Ei așa glumesc, ei nu se spun mamai. L-au zis asta, o fată de aici, au zis că bunica lui Vlad, seamănați cu el. Să știți, da. E bine. Băietul, mânuțul. Ia, dar ce le-ați adus aici? Ia stați un pic să văd și eu. Baloane, cornulețe. Preferatele lui. El mănâncă numai cornulețe. Sunt făcute de dumneavoastră? Da. Vai de mine, dacă nu, dacă nu dați și mie un umor aici. Luați pe toate. Nu pe toate, că mă bate Vlad cu... Ce pot să le iau pe toate? Ai grijă, doamna Simona, cornulețe. Preferatele pe. În pauză. Da, ți-a făcut bunica... Ce a plăcut lui. Cornulețe. Cât ai venit? Fășem cu el. Mai contează pentru tine ce nu fac. Toate șele, știi, el în casă la noi a fost o surpriză. Cătălina. A fost o surpriză permanentă. De ce, doamnă? Pentru că dacă mă ducem la prășut în grădină, că noi avem teren, el zice, mama, nu vii acum. Mai stai 10 minute. Și, băi, n-am foame, vreau și eu un par de apă. Mă rog, un pic așa, ca să puteți să auzi. Hai, mamai, masa întinsă, șervețele, mâncărică. Ce vă gătea, doamnă? El face omletă. Ai mai evoluat la stadiu de... Cartofi prăjiți. Așa, cartofi prăjiți, da. Cartofi prăjiți, omletă. Și mai face și cărniță. Bă, a fost un bibelou când am auzit noi că l-a născut mamă sau băiat, fă, leu, sărim în sus de 2 metri. Dar stați un pic, sunteți pregătită de însurătoare? Da. Că se însoară? Da, noi se nu mai... trebuie să fim pregătiți. Dar cum să nu fim? Doamnă, sunteți pregătită? Da. E ce trebuie? Da. Da? Da, seamănă amândoi. Frumos. Păi eu zic așa, dacă continuă cum a continuat până acum, e chiar super ok. Da, eu zic să vă pregătiți să iubiți unul pe altul. Da, să vă pregătiți să iubești pe băiatul meu și el să te iubesc cu tine. Amin, știți cum e. Hai să vedem material cu Vlad și Cătălina ca să mai aibă și ei timp să se îmbrățișeze, să mai mănânce un cornuleț și lucruri de astea. Un gest nevinovat dădea startul unor amintiri pentru Vlad și Cătălina. Mi-e jale cu tine, jur. Mi-e jale cu tine. Numai cu mine? Las, că și tu m-ai luat în cârcă odată și mi-ai rupt genunchiul, nu știu. Nu mai avem din alea că ne îmbrățișești că te-ai pe o pasă.
Și de asta în cap ți-am dat. Ei, las că și când te-am pupat prima dată, totuși au plecat cu un pumn în gură. Atunci m-am îndrăgostit. Oh, scuze. Deci trebuie să dăm cu el de acum. În cauza pumnului ăla. Tu ți-o întâmplat ceva atunci. Da, am zis, bă. Dar ce-ai gândit oare? Fata asta e miraculat. E ceva, e... Ce, nu, dar fii sincer acum, ia. Că mi-a dat pumnul în gură? Da, dar atunci nu ne pupasem încă. Ce ai zis, ghișopăr? Da, oricum nu m-am prins că mi-a dat pe ăla. Nu, era amorțită. Dar nu, eram prea emoționat, așa, nu știu. Ce era... vrei să zici? Mai dau unul că nu l-am simțit. Hai, cred că din greșeală. Sper că n-a fost cu intenție. Doamne, eu am dat să iau ursul, nu știu cum. Bun. Așa l-ai luat, cu gustul. Am pornit direct cu stângul. Ba, nu. A, a fost așa. Asta nu e că s-a întâmplat. Nu. Era acolo. Așa te gândeai tu, ai o pupa azi oare? Păi mi-era și așa, știi, să încerc sau nu știu. De ce? Că zic că nată, poate ești genul persoană care te sperie lucrul ăsta să îl vezi odată așa de la un băiat. Simțeai încă și tu vrei, cel puțin că nu poți să dă weekend. Azi că e în gândul meu, azi că mamă, dă weekend, nu cred. Erau mai multe momente în care aș fi vrut să fac asta, dar mă opream și mă duceam și colo brațul tău, să se dăm așa. Acum ți-ai dat seama că cu mine ar putea să fie mai mult decât prieten. Adică să fie mai mult decât un prieten. În prima zi în care s-a deschis ușile. Da. Eram un pic așa, indispusă. Și ai venit tu și te-am tras de mână. Da, și ai venit tu și mi-ai zis, hai să-ți arăt ceva, știi? Da. Și eram hi-hi-hi-ha-ha, nu știu ce, am plecat de acolo. Și ne-am mutat în bucătărie pe canapea asta mov de aici, da. Așa. Și acolo stăteam unul lângă altul și nu mai zicea nimeni nimic. Și te-am întrebat eu, și tu cum ai început, cum ți-ai dat seama de pasiunea ta sau cea de gen, nu mai știu exact. Acolo, pe canapea au fost, nu știu ce au fost. A doua zi s-au deschis iar ușile. Nu, au fost cu tascul, cu cheia. Da. Am găsit cheia roșie. Da. Ia. Pur și simplu asta am simțit să fac. Adică m-am bucurat când te-am văzut. Deci... M-am bucurat că, când te-am văzut că ai intrat pe ușă. Da. Ții minte când am venit eu la cină la voi? Da. Ți-ai minte că am întrebat eu dacă era vreun băiat care ar fi vrut să mă cunoască, dar n-a făcut-o din cauza că am zis eu niște chestii? A existat cineva care ar fi vrut să mă cunoască și din cauza că noi am afirmat niște chestii, nu știu. Păi eu am și spus încă, înainte să te văd fizic, eu eram pe listă. Eu mă gândeam că n-ai zis, da, în momentul ăla eu am zis. Nu, dar deja era tot tensionat acolo la masă și chestii, știi? Mhm. Când spuneau tatăl mi-a întrebat, încercam să... Am zis, bă, gata, hai să o luăm și noi mai frumos, că na, o punem la masă și deodată. Ce? De ce? De ce nu? De ce? Așa, la. Te văzusem când deja a început să stremure și voce așa, știi? Dar nu eu am venit... Ai băut doar apă, nici nu te-ai atins de mâncare. Nu mai am nicio întrebare, că mă simt inconfortabil. Pare că am fost la cină acum, nu știu cât timp. Și momentul în care am simțit o chestie din asta, că mă ia cu drăgosteală, aveam niște nervi pe mine. Am zis, bă, de ce tocmai acum? De prima mea, așa tot felul de întrebări. Ce are Cătălina? Știi când? Am simțit o chestie asta? La al doilea parte. Deși în prima parte a seriei nu prea am stat așa împreună. Am dansat cu toată lumea, știi? Așa. Și după aia, nu știu cum, era o piesă și ai dansat și deodată eram aproape de tine, știi? Și te-am luat la dans. Și m-ai îmbrățișat așa, știi? Oh, și atunci pe loc am zis că... Sper că... De la suc... Deși eu nu beam nimic. Da, mă luase. După aia am venit aici pe pirat. Da, uite, vezi chestia asta nu ți-am spus niciodată când s-a întâmplat. Ce? Când am simțit eu o chestie. Adică îmi plăcea maxim de tine, și dar în momentul în care efectiv știi, una e să-ți placă de cineva fizic și cum se comportă cu tine, dar când se aprinde o scânteie aia, știi? Atunci la petrecerea aia eram pe terasă, dacă ți-ai minte. Și am zis că și eu... Și vorbea, întreba Irina că ce-ți place ție la mine și... Exact, atunci. Atunci, da. Ce vrem? Pare că a fost atât de mult timp. Ia uzi, Vlad, bunica mai vrea strănepoți.
Dar cum? Hai să mai aștept un pic. Să luăm pas cu pas, nu să începem cu nunta. Da. Ce ziceți, doamnă, de copiii ăștia doi? Sunt frumoși amândoi. Se lovesc. Se lovesc. Cum adică se lovesc? Se potrivesc amândoi. Așa, ziceți așa că m-am speriat. Așa. E mamaia. Mamaia, da. Mamaia. Mamaia și... Știi tu. Doamne, dar cum v-a zis că vine la mireasa, ce ați zis? Cum ați reacționat? I-am zis, du-te, mama, că merg eu cu tine. Eu nu am fost de acord. Până la m-am întors, n-am mai mama n-a fost de acord. Eu nu am fost de acord. Păi știți ce fac eu acum, nu? Eu fac acum, e un pic așa, îi place în casă, hai să stai așa un pic. Da, dacă aș sta așa. Păi da, nu stați așa, cum? Trebuie să pui mâna pe treabă așa. Nu chiar, sunt fetele care... Fetele, serios, vă zic. Vacanță, și știți ceva, și să stați așa, v-ați plictisit, doamne. Doamne, eu stau ca un leu într-o cușcă. Păi da, vedeți, acum s-a încălzit afară, avem și jacuzzi. Nu m-a dus niciodată nici la mare. Mă spere, o conving? O conving? Nu, nu. Dar nu poate să-l lase pe tatăl nostru. E bun, la, și nu mai eu cu el. Am înțeles. Mai vedem, mai vedem, mai vedem. Dar nu mă așteptam, sincer. De ce nu te așteptai? Am zis că o să vină ziua mea, o zi obișnuită din casa mea, sau și atât, adică nu... Dar cum să nu vin la ziua lui dacă el a fost plin de surprize totdeauna, la toată familia? Serios? Adică ce? El a venit și în Italia când a fost ziua mea de naștere. Dar n-a știut. Păi și tu ai știut? Eu n-am știut, bineînțeles, mi-a făcut o surpriză. Acum veniți din Italia? Nu, din Olanda. Din Olanda! Bineînțeles, a fost complice sora mea și cu patronii unii lucram și el a venit până în Italia de ziua mea. Uh-huh. A fost o zi și am prins super în trafic. Frumoasă. Așa și mama. Și eu acum, cum să nu ți-a vin de surpriza. Ziua mea? Dar nu mă așteptam. Deja mulți ani a fost doar la mulți ani virtual, pupicii virtuale, îmbrățișări virtuale. Păi ultimul an de burlac, următorul... Dintre întâi până între... Adică de la grădiniță le-am luat. La grădiniță, da, am aflat că Vlad a făcut și pască de Paște. De, fii atent ce să mama mea a fost bunică eroină la școală. Da, pentru că profesorii care i-a fost lui, de la clasa întâia până între a opta, mi-a fost și nouă o parte din profesori. Și bineînțeles, ea, pe mama chemându-o la ședințele cu părinții, profesorii cunoscându-ne pe noi, ea... M-a făcut bunică eroină. Diplomă, chiar a luat o diplomă. Așa e, foarte bine. Dar sora unde este sora lui Vlad? Sora n-a putut să vină din cauza serviciului. Am înțeles. Dar la nuntă vine. Cu siguranță. Lasă serviciul, lasă tot, că ea l-a înscris. Atunci venim mai mulți, venim toată familia. Aoleu, cam cât sunteți, doamnă? Foarte mulți, suntem o familie dacă foarte numeroasă. Dacă ar veni toți, nu cape. Da, acolo avem, în finală, cel puțin avem locuri limitate la nunta voastră de afară, dar la în finală... Și chiar o auzeam pe Cătălina zilele astea pe Antena Play, era grijulie că dacă ea iese prima, va fi eliminată, n-are unde să se ducă. Vine la mamaia. Mamaia că ea iese... Nu, eu am unde să mă duc, adică, dar tu m-am piatra. Sau bine, Vlăduța are și apartament în București, da? Ia. Deci nu trebuie să îți faci griji. Face bunica, uite, cornulețe. Astea erau preferatele lui. Am auzit, am aflat, am aflat. Mâncam până nu mai puteam. Acum o să împarți toată casa. Da. Normal. Asta e vestea pe care ți-o dau inclusiv cu mine, da. Să știți că rămâneți până în seara asta în casă. Nu cred. Ba da. Dar de ce te uite așa, mamă? Poftim? La caprici. Și la caprici, doamnă. S-o văd și doamna. O vedeți Gabriela. Și pe doamna Gabriela acum, dacă tot ați venit atât. Le vedeți pe toate doamnele, cum? Vreau să-i transmit soțul când împlinim 50 de ani de căsătorie. Haideți, transmiteți-i, așa, acolo e camera. Așa. Nu i-am zis niciodată că-l iubesc. Niciodată. 50 de ani am de când trăiesc cu el. Când împliniți? Acum, recent. Așa, da. Și? Și acum îi transmit din partea mea multă sănătate. Te iubesc, să fii sănătos și acum zic te iubesc. Aplauze! Pentru prima dată în 50 de ani? Da, nu i-am zis. Spus niciodată. Am lucrat la fabrică, la 3 schimburi, copchii, n-avem timp. Timp n-avem niciodată. Aș vrea să-i transmit și eu fiicei ei, verișoara mea, acasă. Astăzi este ziua ei de naștere. La mulți ani, doamne, să vă trească fata. La mulți ani și să ne vedem cu bine. Și fetele mele, la mulți ani, din Italia, toate. Da. Vă pup! Sunt plecate peste tot, nu? Da, am fata care lucrează la... Da-i zic!
La Roma. Dai că dacă stăm două cu... Două în Italia și unul la... Dacă stăm cu doamna Elvira de vorbă, ne prinde... Oho. Ne prind capricile, nu? Și ea este acasă cu ei. Am înțeles. O să luăm o scurtă pauză. Eu o să-i las aici ca să stea, să se liniștească un pic. V-am acordat living-ul, cum să nu? Și stați până de seară, v-am spus, da. Mă bucur că v-am cunoscut și mai gândiți-vă la propunerea mea. Să știți că eu sunt drăguță. Vine fiecare zi, stau doar 3 ore, nu? Da. Nu e mare deranj. Vă gândiți, da? Da, după aia ce faci cu tataia? Tataia se uită la televizor în fiecare zi, spune te iubesc. Fiecare zi zic. Păi asta e. Zic eu că doamna Elvira vrea în casa Mireasa.